Bună dimineața, dragii mei, bună ziua! Sunt Cezar Elisei, autorul cărții Jurnalul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă și Calea mea, dietă creștină și alimentație naturală de la editura Meridiane Publishing din Iași. Vom discuta astăzi un pic despre topul greșelilor frecvente pe care le fac cei care vor să intre în postul terapeutic. Cel mai important lucru de precizat aici este că postul negru, postul terapeutic în general, este un post al simțirii de bine. Deci persoanele care se vor abține de la alimentație, de la alimente, nu ar trebui să experimenteze nicio stare de rău, nicio angoasă, nicio durere. În începutul postului, la începutul postului. Pe parcursul postului vor fi diverse dureri localizate și noi spunem despre acest lucru că postul lucrează. Adică organismul își face efectul său curățitor și vindecător asupra propriei persoane. Acum, pentru a evita toate problemele care ar putea să apară la începutul postului, cum se spune în popor că ești leșinat, că uite la tine, nu ai energie și așa mai departe, pentru a evita toate aceste lucruri, există o serie de lucruri pe care trebuie să le facem numai decât pentru a reuși să avem un parcurs al postului lin și confortabil, plăcut. Există o serie de lucruri importante. Unul din lucrurile importante este că nu trebuie să se intre în postul doar cu apă de pe o dietă clasică, cu produse animale. Pentru că atunci durerile de cap, starea de greață, starea de apăsare, angoasa, anxietatea aceasta vis-a-vis de ceea ce facem va fi foarte grea și dureroasă. Dacă intrăm în postul terapeutic cu apă de pe o dietă vegetariană sau de post, ne va fi mult mai simplu. Dacă am intra în postul cu apă de pe sucuri sau de pe alimente lichide, sucuri, ciorbe, zeamă în general, va fi și mai bine. Acest lucru eu îl recomand ca fiind o săptămână înaintea postului cu apă. Deci o săptămână înainte trebuie să consumăm doar produse de vegetale. Apoi, o altă problemă care tot apare frecvent în rândul postitorilor fără experiență este lipsa curățării colonului. Dacă în mod obișnuit avem scaune care curăță colonul de toxine, deci colonul este ca o pubelă de gunoi. Acolo se duc toate toxinele care se acumulează din alimentație, din aer, din, știu și eu, din diverse surse de otrăvire a organismului și organismul găsește de cuvință să le trimită în colon pentru a fi expulzate afară. O parte din ele mai iese prin respirație, o altă parte din ele mai ies prin piele, deci atunci când ne miroase pielea urât, dar cea mai mare parte iese prin colon. Și în timpul postului, efectul curățitor al organismului se amplifică foarte mult și toxinele care sunt curățate din organism, substanțele cu potențial toxic la adresa vieții noastre, sunt trimise în colon. Dacă nu facem curățările acestea purgative ale colonului sau crismele, atunci organismul prin colon resoarbe din nou în sânge toxinele care au fost trimise acolo spre expulzare și omul se simte rău. La început se simte rău, poate să ajungă la leșin sau poate ajunge chiar, Doamne ferește, la deces, dacă nu face corect curățarea colonului sau dacă nu se oprește din post la momentul respectiv. Deci pot exista organisme atât de poluate încât să le facă rău postul terapeutic. Apoi, o altă problemă este lipsa crismei. Crisma trebuie făcută frecvent, mai ales în timpul postului cu apă. Ce înseamnă frecvent? Adică o dată pe zi sau cel mult o dată la două zile. Crisma are rolul de a curăța colonul de toate substanțele, cum am zis mai înainte, toxice și este cam singura șansă în afara hidrocolonterapiei pentru a curăța bine organismul și a scăpa de toate toxinele de acolo. O altă chestiune importantă este neglijarea simptomelor din post. Atunci când, spre exemplu, m-a sunat o persoană, un călugăr și mi-a zis că, domnule, am aproape stări de leșin în timpul postului. Și dumnealui considera aceste stări ca fiind o ispită de la, știu și eu, diavol.
Și i-am explicat că starea dumnealui de leșin din timpul postului nu înseamnă altceva decât intoxicarea acută la nivelul colonului și șansa foarte mare de a se simți rău sau de a ajunge la spital. Pentru că nu făcea clisme, nu făcea purgații, nu făcea nimic din ceea ce trebuia să facă pentru a curăța colonul și atunci simptomele respective le-a interpretat greșit. Apoi, există problema aceasta a ignorării limbii albe. Limba este un marker al stării de sănătate a organismului. Dacă limba se albește în timpul postului, înseamnă că postitorul are o stare de sănătate care necesită atenție și necesită timp pentru vindecare. Pe poșghița limbii se poate crea un strat de mucus alb, destul de gros, care unii consideră să o radă cu o lingură, iar alții pur și simplu așteaptă să se ducă. Eu le recomand oamenilor să facă spălături cu bicarbonat de sodiu, care aduce o stare bazică în organism și încearcă să îndepărteze cât de cât placa aceasta mucoidă de pe limbă, practic o placă acidă care iese din organism. Dar nu ignorați limba albă. O să vedeți pe măsură ce postiți, limba tinde încet încet să ajungă la o stare roz. Aceasta este starea bună, sănătoasă a limbii, roz ca la bebeluș. Apoi, mai există problema aceasta a apei. Calitatea apei nu trebuie ignorată niciodată, pentru că am ajuns târziu să înțeleg că cantitatea de minerale din apă trebuie să fie bine echilibrată, mai ales în timpul postului, și vorbim mai ales de magneziu, calciu, potasiu și bicarbonat. La început, când am ținut post pentru cu primele ocazii, consumam apa pe care o găseam, considerând că este suficientă, dar nu este așa. Apa demineralizată, cum ar fi și apa bucovina sau apa aceasta fiartă, apa distilată, nu aduce un aport de niciun fel în organism, doar are aspectul acesta curățitor, este foarte bun pentru cancere, pentru probleme grave de ficat, dar nu poate fi fiabilă pe termen lung și mai ales la niște postitori fără experiență. Aceștia se vor simți îngrețoșați, leșinați și fără vlagă. Da, au fost experimente de acest tip, mai ales pe vremea domnului Valeriu Popa. În schimb, acum, pentru perioada în care suntem și pentru oamenii care îi avem la post, nu putem recomanda așa ceva, ci recomandăm apă îmbunătățită cu fel de fel de minerale, pentru care oricum aș fi dat suplimente de calciu sau magneziu efervescent. Și ultima chestiune pe care mi-am notat-o pentru astăzi este importanța scopului în post. Dacă o persoană nu are un scop suficient de puternic, nu va putea duce postul la bun sfârșit. Dacă scopul, mai ales, nu depășește granița egoului personal și nu își pune un scop mai puternic decât propria persoană, postitorul nu va putea duce postul la bun sfârșit. Mă refer la un post de lungă durată, cel puțin 7 zile, 7, 10, 14 zile. Un scop care depășește arealul propriu de înțelegere, adică ne rugăm pentru, copii, pentru părinți, pentru lume, pentru pacea în lume, pentru delfini, nu știu, pentru orice care ne depășește propria persoană, este mult mai bine primit de Dumnezeu și ajută mult mai mult decât cel care ne are în vedere doar pe noi, vai, vreau să mă fac bine. Oricum te vei face bine prin aspectul acesta terapeutic al postului, dar scopul trebuie să depășească întotdeauna nivelul propriei persoane. Cam acestea sunt sfaturile pentru astăzi. Ne mai vedem în continuare cu altele. Vă salut!